Așa a început spectacolul caritabil organizat pentru cei doi copii, Gabriel și Alex, care au tulburare de spectru autist, Gabriel fiind diagnosticat și cu ADHD. Inițiatorii proiectului Îmbrățișează diferența au cunoscut familia Polski, de ambiția și eforturile căreia au rămas impresionați și au hotărât să organizeze un spectacol caritabil pentru a veni în sprijinul micuților. Rezultatul a fost unul îmbucurător. Numărul celor prezenți a depășit așteptările și toate biletele au fost vândute, sala mare a Consiliului Județean fiind arhiplină. O participare care i-a încurajat pe organizatori să continue cu astfel de evenimente. Suntem foarte bucuroși pentru că în această seară am reușit să adunăm atâția oameni, un număr surprinzător de mare. Mai mulți decât ne-am fi așteptat, au venit în jur de 300-400 de oameni, ne-am vândut toate biletele și mai mult decât aveam aproape. Am organizat acest spectacol într-un scop caritabil pentru a strânge bani pentru Alex și Gabriel Polski, doi băieți care suferă de tulburare de spectru autist, care ne-au impresionat foarte mult și pe care încercăm să-i ajutăm din puținul nostru, din cât am reușit acum, din donațiile pe care le-au făcut invitații noștri și cei care au plătit biletele și, bineînțeles, și din banii strânși pe bilete. Avem un plan să mai organizăm așa ceva, poate nu un spectacol de teatru de data viitoare, un spectacol de muzică sau chiar o licitație cu obiecte făcute de elevii HDN sau din arte. Aceasta va rămâne de decis pe viitor, încă nu suntem siguri. Gabriel are 7 ani și este în grupa pregătitoare la grădinița numărul 7 din municipiu, iar Alex merge la grădinița specială de pe Horticolei. Amândoi urmează terapie și tratament psihiatric. Spectacolul caritabil a fost organizat sâmbătă seară la sala mare a Consiliului Județean, unde pe scenă au urcat elevi talentați de la Liceul de Artă Margareta Sterian și Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul. Momentul cel mai așteptat a fost o piesă de teatru interpretată de tineri actori buzoieni, reprezentație ce a făcut deliciul publicului. Prețul unui bilet la spectacol acolul caritabil de sâmbătă a fost de 7 lei. De-ar fi să vii, aș crea.